Legat de cazul de la Răcari, l-am văzut pe șamanul de Răcari, spun șaman că îi plăcea să stea pe la clinica de acolo. L-am văzut pe un post local că a ieșit în emisie și a început să plângă. Mi-a adus aminte de episodul lui Băsescu cu Dragoș Tolo. Omul ăsta n-are niciun fel de nici de bun simț și nici de empatie față de oamenii care au murit la Răcari, motiv pentru care n-am renunțat niciun minut la ideea de a sesiza toate instituțiile statului să ne explice ce s-a întâmplat în acest centru. Întrebările rămân. Prima întrebare este ce măsuri a luat Direcția de Sănătate Publică în cazul Centrului Medico-Social de la Răcari? S-a făcut anchetă epidemiologică? S-au constatat vinovății? S-au aplicat sancțiuni? Asta prin comparație, de exemplu, cu cazul de la Tărtășești, unde Direcția de Sănătate Publică imediat a anunțat că a aplicat o sancțiune contravențională de 20.000 de lei, că nu au fost luate de către conducerea societății măsurile necesare păstrării distanței sociale și protejării salariaților. Și a doua întrebare, care rămâne și văd că nimeni nu vrea să dea un răspuns. Câte persoane au murit în centrul medico-social de la Răcari, înainte de apariția primului caz de coronavirus, în acest centru medico-social? După știința mea, sunt 4-5, unii spun chiar 6 persoane, și dacă aceste persoane au fost testate de COVID. În al treilea rând, care au fost măsurile luate de Direcția de Sănătate Publică și primarul orașului Răcari pentru igienizarea centrului, testarea personalului și a beneficiarilor din acest centru? Nu avem nici la această întrebare un răspuns. Care sunt achizițiile de substanțe și servicii de dezinfecție? La ce costuri s-au făcut și care a fost procedura de atribuire a contractelor? Din datele pe care le am eu, s-au făcut acolo foarte multe cheltuieli, fără vreo procedură de achiziție publică concurențială și banii au fost dați cu dedicație unei firme despre care vom vorbi în perioada următoare. Cine este furnizorul? Este o întrebare nouă pentru primarul de Răcari. Măștilor livrate gratuit populației, care a fost procedura de achiziție? Câte măști s-au achiziționat și la ce preț? Eu am citit în postări ale unor oameni din Răcari că s-au dat măști care au fost achiziționate la prețuri de 7, 8, 9 lei, cu de 2 ori, de 3 ori mai mare decât prețul de piață acum. De asemenea, care este explicația pentru Direcția de Sănătate Publică și Prefectul Județului Dâmbovița că la celelalte centre medico-sociale și cămine de bătrâni din Județul Dâmbovița, din fericire, nu avem asemenea cazuri? Și numai la Răcar s-a întâmplat. Vă aduc aminte că avem centre medico-sociale la Bucșani, la Niculești, avem cămine de bătrâni la Conțești, la Uliești, la Crângurile, sau Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dâmbovița are un cămin spital la Pucioasa, cu zeci de internați. Probabil că conducerile acestor primării și centre medico-sociale sau cămine de bătrâni au luat măsurile necesare din timp și nu s-au comportat precum primarul de la Răcari. Un primar care a distrus un oraș, iată că omoară și oameni prin ceea ce face în activitatea de zi cu zi. În concluzie, plângerile mele către Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Parchetul General, vor pleca în această săptămână. N-am de gând să renunț la acest demers, pentru că este clar că la Răcari, Prefectul și Direcția de Sănătate Publică acoperă gravele nereguli care s-au întâmplat în acest centru medico-social.